Fostul președinte al Consiliului Județean și fost senator PSD Victor Mocanu scapă de închisoare după ce magistrații în altei curți de casație și justiție au hotărât suspendarea pedepsei cu executare decise la prima instanță în dosarul maternitatea. Completul de 5 judecători a admis apelul lui Victor Mocanu, dând o sentință de 3 ani și jumătate cu suspendare, cu o perioadă de încercare de 6 ani și 6 luni, pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Și fostul director tehnic al Consiliului Județean, Constantin Lungu, a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, cu termen de încercare de 6 ani. Sentințe cu suspendare au fost date și pentru 2 dintre responsabilii firmei de la care a fost închiriată aparatură medicală pentru inaugurarea formală a maternității de pe strada Victoriei. Decizia în acest proces este definitivă. Reamintim că în acest dosar procurorii anticorupție au trimis în judecată inculpații pentru că în vara anului 2012, în campanie electorală pentru alegerile locale, au inaugurat maternitatea prin închirierea ilegală de aparatură medicală, fără ca unitatea medicală să fie funcțională.